La început a fost un leșin. Atunci am dat vina pe soare. Dar a urmat o criză severă în care am fluturat din mâini și din picioare. Cel puțin așa mi-au povestit oamenii după ce mi-am revenit. Apoi au fost și alte crize, tot mai multe și mai multe. Am epilepsie, boala neagră sau boala dracului, cum mi se mai spune în popor. Epilepsia mea e un monstru flocos, negru și mare. Dacă se plictisește, mă zgârie cu gheara în interior și eu încremenesc. Sunt blocată, nu mă pot mișca, mi-e frică. Vreau să strig, dar cad și nu mai știu ce-i cu mine minute în șir. La început am refuzat să accept că sunt bolnavă. Nu voiam să iau pastile, însă crizele au devenit zilnice și nu le mai puteam ignora. De 3 ani, familia îmi spune că sunt normală, dar uneori oamenii reacționează prea urât. De privirile lor mă ciocnesc de fiecare dată când îmi revin. În privirile lor citesc îngrijorare, repulsie, ură și frică. Nu de mine, de boală. Odată au fost atât de răi încât m-am gândit că monstrul care mă înspăimântă sunt de fapt eu. De altfel, de ce unii m-ar scuipa, m-ar lovi cu piciorul cât sunt inconștientă? De ce m-ar alunga din transport și m-ar insulta? În aceste momente vreau să urlu de disperare. Îmi simt corpul murdar, urât și bolnav. Vrei să fii oriunde, numai nu acolo. Dar m-am acceptat, m-am săturat să-mi fie frică. Am vrut să zâmbesc și să uit diagnoza scrisă în certificat. Am încercat să îmblânzesc monstrul. Voi scăpa de el în ziua când am să-l iau de mână. Am să-l duc într-o casă și am să-l las să mă aștepte acolo. Iar eu îmi voi vedea de vise.